Edward McKendry Bounds, 1835-1913. Născut în districtul Shelby, Missouri, E.M. Bounds și-a făcut educația generală la Shelbyville. Ca tânăr, a lucrat timp de câțiva ani ca jurist până când a fost chemat să predice Evanghelia la vârsta de 24 de ani. Prima lui lucrare pastorală a fost în calitate de predicator itinerant în zona Monticello. Pe când sluja ca pastor a unei biserici din Brunswick, s-a declanșat războiul și tânărul Bounds a fost făcut prizonier de război pentru că nu a vrut să depună jurământ de supunere față de guvernul federal. Autoritățile l-au trimis la St. Louis, iar mai târziu l-au transferat la Memphis, Tennessee. După ce a fost în cele din urmă eliberat, el a călătorit pe jos aproape 100 de mile, aproximativ 160 de kilometri, pentru a intra sub comanda generalului Pierce în Mississippi. A slujit în calitate de capelan al celui de-al 5-lea regiment din Missouri până la sfârșitul războiului. A fost capturat în ultimul moment și ținut ca prizonier la Nashville, Tennessee. După război, Bounds a păstorit biserici din Tennessee și Alabama. În 1875, el a devenit pastor al Bisericii Metodiste Sfântul Pavel din St. Louis și a slujit acolo timp de 4 ani. În 1876, s-a căsătorit cu Amy Barnett, care a murit cu 10 ani mai târziu, lăsându-l cu 2 fetițe. În 1887, el s-a căsătorit cu sora lui Amy, Hattie, și a avut 5 copii cu a doua lui soție. După ce a slujit ca pastor în alte câteva locuri din Missouri, a devenit redactorul publicației Christian Advocate din St. Louis. Bounds a fost un gânditor profund și un scriitor influent, ale cărui cărți au fost traduse în mai multe limbi. Și-a petrecut ultimii 17 ani din viață în Georgia cu familia lui, citind, scriind și rugându-se în cea mai mare parte a timpului. Obiceiul lui era să se scoale la ora 4 în fiecare dimineață pentru rugăciune și studiu biblic, considerând că este de datoria lui să se roage sistematic. Bounds a fost un exemplu viu pentru viața de rugăciune despre care a predicat și a scris. Data aproximativă 1899. Întrebare. De ce rugăciunea este tema predominantă a tuturor cărților pe care le-a scris? E.M. Bounds. Eu cred că biserica are nevoie astăzi nu de structuri mai multe și mai bune, nici de noi organizații creștine sau metode mai multe și mai noi. Ea are nevoie de oameni pe care Duhul Sfânt să-i poată folosi, oameni ai rugăciunii, oameni puternici în rugăciune. Duhul Sfânt nu vine prin metode, ci prin oameni. El nu vine peste structuri, ci peste oameni. El nu unge planuri, ci oameni, oameni ai rugăciunii. Cum se poate aplica acest lucru la cei care conduc biserica? Totul depinde de profilul spiritual al predicatorului. În forțele ei dătătoare de viață, predica nu se poate ridica deasupra omului. Oamenii morți țin predici moarte, iar predicile moarte ucid. Evanghelia lui Hristos nu înaintează prin mișcări populare. Ea nu are putere de autopropagare. Ea înaintează în felul în care înaintează cei răspunzători de ea. Omul care predică trebuie să fie omul care se roagă. Rugăciunea este cea mai puternică armă a predicatorului. Fiind o forță autoputernică în sine, ea dă viață și putere tuturor. Rugăciunea îl face pe predicator, rugăciunea îl face pe pastor. Lipsește oare astăzi spiritualitatea din slujire? Amvonul acestor zile este lipsit de puterea rugăciunii. Mândria erudiției
este opusă dependenței pline de umilință a rugăciunii. Rugăciunea de la amvon este mult prea adesea doar un exercițiu de rutină în cadrul serviciului de închinare. Orice predicator care nu face din rugăciune un factor puternic în viața și slujirea lui este lipsit de puterea de a promova cauza lui Dumnezeu în această lume. Una dintre cele mai grave și mai răspândite greșeli pe care le face predicatorul modern este să includă mai multă cugetare decât rugăciune în predicile rostite din anvonul la care slujește. Este mai ușor să umpli capul decât să pregătești inima, să alcătuiești o predică pentru minte decât o predică pentru inimă. Rugăciunea dă înțelegere, aduce înțelepciune, lărgește și întărește mintea. Cămăruța de rugăciune este un învățător perfect și o școală desăvârșită pentru predicator. Cugetarea nu este doar luminată și clarificată în rugăciune, ci cugetarea se naște în rugăciune. Există vreo diferență între a proclama pur și simplu cuvântul lui Dumnezeu și a face lucrul acesta având ungerea Duhului Sfânt? Este o mare diferență. Ungerea este acel ceva cu neputință de definit sau de descris care străpunge inima, fiindcă vine direct de la Domnul. Unii o numesc miruire. Ea face cuvântul lui Dumnezeu viu și lucrător, mai tăios decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunzând până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva și judecând simțurile și gândurile inimii. Evrei 4:12, traducere adaptată. Ungerea dă cuvintelor predicatorului eficacitate, precizie și forță și mișcă multe adunări moarte. Cum îl schimbă ungerea Duhului pe acel predicator care nu a avut parte de ea înainte? Predicatorul care primește un botez al ungerii capătă o inspirație divină. Litera cuvântului este acum împodobită și însuflețită de această putere misterioasă și încep palpitațiile vieții. Ungerea invadează și convinge conștiința și frânge inima. Există o deosebire spirituală considerabilă între predicatorul care o are și cel care nu o are. Dați o definiție simplă a ungerii. Ungerea înseamnă pur și simplu a-i permite lui Dumnezeu să fie în cuvântul său și peste predicatorul său. Printr-o stare de rugăciune deosebită, puternică și continuă, ungerea este potențialul deplin al predicatorului. Ea îl inspiră și îi limpezește intelectul, îi dă perspicacitate, pricepere și putere în prezentare. Ea îi dă o putere a inimii care este mai mare decât puterea inteligenței. Blândețe, puritate și putere izvorăsc toate din inima lui prin această ungere. Dezvoltarea, libertatea, adâncimea cugetării și o exprimare directă și simplă sunt rezultatele ungerii. Poate fi seriozitatea identificată cu ungerea? Seriozitatea este adesea confundată cu ungerea. Cel care are ungerea divină va fi serios prin însăși natura spirituală a lucrărilor, dar este posibil să existe foarte multă seriozitate fără niciun pic de ungere. Seriozitatea și ungerea seamănă din anumite puncte de vedere. Seriozitatea poate fi înlocuită sau confundată ușor și fără să-ți dai seama cu ungerea. Este nevoie de un ochi spiritual și de percepție spirituală pentru a face deosebirea. Seriozitatea poate fi sinceră, pozitivă, pasionantă și perseverentă. Ea se apucă de un lucru cu o fermă hotărâre, îl urmărește cu perseverență și îl realizează cu un efort considerabil. Dar rezultatele nu se ridică mai presus de cele omenești. Omul este implicat aici, întreaga ființă umană, cu toată voința și inima sa,
cu tot creierul și talentul său, cu capacitatea sa de a plănui, lucra și vorbi. El s-a dedicat unei anumite cauze care a ajuns să-l stăpânească și pe care urmărește să o stăpânească el. Care este deficiența de bază a unei persoane care este doar serioasă? Se poate să nu fie nimic din Dumnezeu în această seriozitate. Se poate să fie doar puțin din Dumnezeu în ea, tocmai pentru că există atât de mult din om în ea. S-ar putea ca cineva să rostească pledoarii în sprijinul cauzei sale serioase. Rezultatul va fi încântarea, atingerea, mișcarea sau copleșirea oamenilor din cauza că acel cineva este pătruns de importanța pledoariei lui. El poate merge pe căi pământești, împins doar de forțe omenești. Dar altarul seriozității lui este făcut de mâini omenești și focul lui este aprins de flăcări pământești. Poate exista și alte lucruri cu care seamănă ungerea Duhului. Ungerea poate fi simulată. Multe lucrări arată ca ea. Unele rezultate seamănă cu efectele ei, dar sunt străine de natura ei. Talentul este unul din aceste lucruri, dar ungerea adevărată nu este darul talentului. Talentul este dăruit și este un lucru deosebit, dar se cere mai mult pentru a aduce la Dumnezeu niște inimi înstrăinate și depravate, pentru a stupa spărturile și pentru a readuce biserica într-o stare de puritate și de plinătate a puterii. Niște predici patetice sau emoționale pot părea asemănătoare cu manifestarea ungerii divine, dar ele nu sunt radicale, nu caută păcatul și nici nu îl îndepărtează. Este rugăciunea singurul mod de a primi ungerea? Deoarece ungerea vine direct de la Duhul Sfânt, ea este dată predicatorului, nu la biroul lui, ci în cămăruța de rugăciune. Ea este distilarea cerului, numai ca răspuns la rugăciune. Ea este cea mai dulce exhalare a Duhului Sfânt. Ea umple, inundă, înmoaie, filtrează, taie și alină. Ea duce cuvântul ca pe o dinamită. Ea face din cuvânt un mânghietor, un judecător, un descoperitor, un căutător. Ea îl face pe ascultător un vinovat sau un sfânt. Îl face să plângă ca un copil și să trăiască precum un gigant. Ea îi deschide inima și punga cu aceeași blândețe și totuși cu aceeași putere cu care soarele primăverii deschide frunzele. Când un om primește ungerea Duhului, durează aceasta o viață întreagă. Ungerea Duhului nu este un dar inalienabil, ci doar un dar condiționat. Prezența ei este păstrată și sporită prin procesul care a asigurat-o la început, rugăciunea neîncetată înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să considerăm că orice altceva este o pierdere și o pagubă fără ea. Uleiul ei sfânt umple doar acele inimi care se roagă. Rugăciunea este singura condiție pentru a menține această ungere. Fără perseverență în rugăciune, ungerea, asemenea unei mane lăsate pentru mai târziu, face viermi. Cât de importantă este rugăciunea pentru slujitorii lui Dumnezeu? După cum este absolut necesar ca predicatorul însuși să se roage, tot astfel este absolut necesar și ca oamenii să se roage pentru predicator. Aceste două propoziții sunt îndeplinite într-un întreg care nu ar trebui să fie distrus niciodată. Este nevoie de toată rugăciunea pe care o poate înălța predicatorul și de toată rugăciunea pe care o poate solicita pentru ca el să-și poată îndeplini responsabilitățile extraordinare și să poată dobândi cel mai mare și mai real succes în măriața lui lucrare. Predicatorul
pe lângă cultivarea vieții lui de rugăciune, în forma ei cea mai intensă, ar trebui să dorească foarte mult rugăciunile poporului lui Dumnezeu. De ce nu pare important acest lucru în bisericile noastre? Într-un fel, obiceiul de a înălța rugăciuni pentru predicator a dispărut sau s-a depreciat. Unii chiar cred că el este o critică la adresa slujirii, o declarație publică potrivit căreia slujirea este într-un fel ineficientă. Probabil că rugăciunea pentru predicator îi lezează acestuia mândria alimentată de erudiția și sentimentul că își este sieși suficient. Dacă așa stau lucrurile, ea ar trebui să-l ofenseze și să-l mustre. Cu cât este mai sfânt cineva, cu atât mai mult ar trebui să aprecieze rugăciunea. Ce bază scripturală avem pentru rugăciunea în favoarea celor din conducere? Apostolul Pavel a solicitat în mod repetat ca biserica să se roage pentru el. Dacă apostolul Pavel conta atât de mult pe rugăciunile sfinților lui Dumnezeu pentru reușita slujirii lui, cu cât mai mult trebuie să ne concentrăm noi rugăciunile asupra lucrării de astăzi. În Roman 15:30, Pavel le-a cerut credincioșilor să se lupte împreună cu el, înălțând rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În Efeseni 6:18-19, Pavel și-a deschis cu totul inima în fața lor: faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut cu toată îndrăzneala taina Evangheliei. Coloseni 4:3-4, 1 Tesalonicieni 5:25, 2 Corinteni 1:11 și 2 Tesalonicieni 3:1-2 sunt ecouri ale cererii adresate de Pavel credincioșilor de a se ruga pentru el. O parte a lucrării lor era tocmai aceea de a acorda o mână de ajutor în rugăciune. Pavel nu considera că această chemare insistentă la rugăciune îi micșora demnitatea, îi diminua influența sau îi deprecia pietatea. Ce contau toate acestea? Să piară demnitatea, să-i se distrugă influența, să-i se strice reputația. Important era ca el să aibă rugăciunile lor. Chemat, trimis și conducător al apostolilor, tot echipamentul lui era imperfect fără rugăciunea fraților lui. Rugăciunea nu este ușor lucru. Munca spirituală este o muncă solicitantă și oamenii nu sunt dispuși să o facă. Adevărata rugăciune cere o concentrare serioasă și timp îndelungat, lucruri care nu plac cărnii și sângelui. Puțini oameni au caracter atât de desăvârșit încât să facă o investiție atât de costisitoare atunci când o muncă de valoare inferioară este la fel de bine cotată pe piață. Asta puțin timp cu Dumnezeu înseamnă a conta puțin pentru Dumnezeu. E nevoie de mult timp pentru ca plinătatea lui Dumnezeu să ne inunde Duhul. Timpul de închinare scurt taie conducta izvorului bogat al lui Dumnezeu. Noi trăim sărăcăcios pentru că ne rugăm sărăcăcios. Zilele de astăzi nu sunt nici zilele ale rugăciunii. Puțini oameni se roagă. În aceste vremuri de grabă și agitație, în era electricității și a puterii aburului, oamenii nu obișnuiesc să-și facă timp să se roage. Rugăciunea este demodată, aproape o deprindere pierdută. Unde sunt acei lideri cristici care pot să învețe pe sfinții moderni cum să se roage și să îi pună la rugăciune? Suntem noi oare conștienți de faptul că creștem o generație de sfinți care nu se roagă? Doar liderii care se roagă pot avea urmași care se roagă.
avem mare nevoie de cineva care să-i pună pe sfinți la această îndelenicire a rugăciunii.